Salutare! Sunteți la colțul Ulau. Colțul meu, al tehnicianului. Astăzi m-am gândit să fac un episod numit Când Dorel muncește, îl sapă pe decimal. Da, în magica și mirabolanta, ce n-ai băpățit clima mea, că iar m-a băgat praful în nas, metropola în care locuiesc, sună bine. Dorel s-a gândit în nemărginirea gândirii sale profunde că ar fi bine să resape o stradă care tocmai a fost recondiționată. Anul trecut au recondiționat-o. Acum e din nou săpată. Și bineînțeles că săpând acea stradă și săpând și intersecția de legătură, a reușit să termine tot traficul din oraș. Artistic. Deci ceva de genul Dorel, când te lucră tată. Și cum stăm noi așa ca fraierii în trafic, că Dorel a uitat să bage ceva țevi sau să schimbe ceva țevi. Pentru că la noi, în metropolă, în momentul în care se reșapează o stradă, una dintre cele trei companii de utilități din zonă, locale, își aduc aminte când asta că a uitat ceva. Sau am impresia că în momentul în care directorul uneia dintre ele trece pe strada nouă, proaspătă, reșapată, suferă un mic atac de inferioritate. Și zice, na, dacă ăștia tot au făcut o glanț ghibir, hai să-i relucru eu. Și bineînțeles că e stipulat că vom readuce carosabilul la starea inițială. Băieți, în ăștia 10 ani de când mă plimb eu pe ulițele și șleaurile acestei metropole, niciodată nu au adus partea carosabilă la starea inițială. Adică tot timpul, după ce au făcut, după câteva zile, săptămâni, apărea un șanț. Exact în zona în care e o tăiat asfaltul. Și până la următoarea recondiționare a străzii avea șanțul acolo și era distracția vieții. Bă, băieți, nu vă puteți și voi înțelege odată, știi, așa, în timp. Bă, primăria zice, bă, eu am plan să reșapez străzile X, Y și Z. Voi, companii de utilități, nu aveți nimic de schimbat pe acolo. Și de obicei bănuiesc că răspunsul e, Nu avem. Tot e glanț ghibir nou, virgin. Mai nou, dar tot nu se poate. Și nu trece mult. Și bineînțeles că una dintre companii suferă, în cazul cel mai nefericit, o avarie. Și în cazul fericit, un complex de inferioritate urmat de săparea străzii și schimbarea unei conducte sau ascunderea unei alte conducte, sau în cazul de față compania de o companie de telecomunicații mare ascunde firele care erau atârnate pe pereții clădirilor sau pe stâlpi sau prin diferite locuri, le ascunde în subteran. E curios cât va dura. Alt lucru care m-a curios. Când Dorel de la altă companie va face așa o pană locală, zonală sau tot cartierul, că el trebuie să sape o groapă și da, merit în ceva, ce e, o țavă cu niște fire, da, bine, sunt curentul, nu sunt curentul, e bun, nu-i curentul, nu ne interesează. Și un cartier sau poate un sfert de oraș va rămâne fără net. Dar asta e altă mâncare de pește și o să stau aici în trafic ca fraierul. Pentru că Dorel muncește. Dar problema e alta. Muncește doar Dorel. Ei alți stau în coadă și se uită la Dorel cum muncește. Bravo, băieți! Ne luăm cu avânt în direcție, nu știu. Bun, asta a fost colțul meu pe acest moment. Și o să fie pus în voi, cei care vă uitați, să le știți ce să faceți cu butoanele. Dacă nu ai ești proaspăt nimerit pe colț, lovește și tu butonul ăla de subscribe, mă ajută. Dar mă ajută și un thumbs up, thumbs down, un coment. Știți voi ce să faceți. Hai!
Lau și colțul lui v-au lăsat. Pe data viitoare, să fiți cuminți.